Păi dacă lumea spune de bine, tu interpretezi asta. Lumea spune că urlă. Urlă. Păi tu trebuie atâta. Te-ai dus la ație. Nu mai asta știi să zici, numai asta, să zici că am dinții murdari. Cam vezi, dacă nu ai rochii mucenii, mai eu. Vină în blugi mai eu, să vină rochii. Păi să vorbești din barul rău la tine în țară. Nu ce ești. Singură ești. Nu te... Mie să nu spui că Jador te preferă. Păi ia-te-l meu, omule, tu... Cum poți să compari când s-a spus că... Bă, Mariana, ce-ai mă fată? Lasă-mă fată să vorbească. Păi așa e problema, Jador? Păi zi dacă ți-i problema, Jador, că vorbesc cu el. Să te bagi în seamă și pe tine 10 minute pe zi. Bă, mă, ce te oftici, mă, stai niște că nu mi-ai trebuie pe Jador. Dar oricum nu te bagă nici pe tine. Tot început de la dinții mei, că am dinți, cam ciocolată pe dinți. Asta e problema aia așa. Vrei să ieși afară de aici? Și de unde ai atâtea rochi? De ce urci scările? Nu poate să stai liniște să mănânce pe canapea macaroane. Faci 10.000 pe săptămână și... Am zis eu asta? Păi mai ai zis. Eu am zis? În spate ai zis că faci o grămadă de bani. Bă, fac destul cât să mănânc, cât să... Aici ceva de 10.000. Nu știu dacă pe săptămână sau pe zi. Bă, nu vreau să mă laud, dar sunt bine. Adică mulțumesc Dumnezeu, am ce să mănânc, am cu ce să mă îmbrăc. Dar păcat că nu te speli. Bă, dacă îți dau parfumul meu, ți-o ia pletele raznă. Dacă îți dau parfumul meu, nici și să citești. E vechi, asta e parfumul, zi altceva. Păi chiar am parfum special. Dacă îți dau ochelarii, altceva, parfumul trebuie să mă cumpăr. Dar nu mă mai luați, frate, de obiect. Altceva. Bă, eu ți-am promis că o să mă bag în toate discuțiile tale, cum te băgai și tu în ale mele. Putem, dacă vrei, să ne mai jignim decât să ne băgăm în discuții. Dar doar trebuie să ai capacitatea de a vorbi ca să te bagi. Da. Bine, o să văd. Chiar sunt curios dacă spui ceva inteligent. Jur. Uite, chiar sunt curios. Te invit. Eu zic să mergeți la o cafea, bă. Da, hai la o cafea. Mergem la o cafea împreună. Da. Black Coffee. Mariana, cunoști Hotel din Cluj, ia. Îl cunoști? Yes. No, taci, nu mă fă să vorbesc. Păi ce? Hotel de la Cluj, îl cunoaște domnișoara? Dacă vrei să fiu rău, să fiu. A făcut ceva? Așa se speculează, da. E, așa se zice, da. Pe ce? Lasă, fata, ba, că... Da! Unde? Unde? La sub braț? Unde e să fie? Bă, da, mă faci... Uitați câte ani, mă faci în toate felurile. Tași din gură, bla, 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 aia, dar mai tași din gură de Chișinău ieftin. Chișinău ieftin. Chișinău ieftin, oprește-te. Nu, eu mă râd, dar și când mă enervez, mă enervez și mă disperă și nu vorbească așa. Bă, da, cu toate vorbește acum urât. Acum ne-ai înțeles? M-ai înțeles de ce am aruncat cu perna? Nu, da, te scoate, da, din sărite. Uitați cât am lăsat-o, 10 minute și în continuu mi-a vorbit urât. Și nu te scoate din sărite. Se spune să tac de... Acum m-am ascuns, da, ce... m-a râs mai înainte. Oamenii o să judece. Mai înainte m-a râs și am râs. Ia, oamenii o să te judece, auzi? Bă, dar toate felurile mă face. De aia face pe toată lumea în toate felurile. De fapt, este autodescriere. Nu fiecare se ceartă câte una, cu câte una. Ești peripit. Nu mă repet. Nu m-am luat de nimeni niciodată așa. Dobur, adică da. Nimeni n-a fost atât de... Da. Gen să n-aibă nimic cu mine și să ia de mine. N-avem nimic de împărțit până la urmă. Păi n-avem nimic de împărțit, dar tu te bagi în discuțiile mele. Cum n-avem nimic de împărțit? Băi, frate, eu i-am spus numare. Chiar a vorba despre chestia asta, da? Da. I-am spus adevărul. Păi și care e problema ta? Să te bagi în discuțiile mele cu Mari. Păi eu zic ce păi vreau. Cine ești tu, avocatul poporului? Dacă vreau avocat, de mine decât de dacă tine, vreau avocat, îmi angajez dacă avocat. Dacă înțeles? Întrebăm pe Mari de cine e mai apropiat, îți garantez că de mine zici. Păi nu mă că masa asta are trebuciare. Păi vezi, eu dar nu tu, sunt așa cum i-am dar eu nu-ți permit să te bagi discuțiile mele. Și a spus opinia despre Ela și a spus, băi, vezi că fata asta s-ar putea să nu fie așa. Ai grijă la fete. Uite, mă deranjează. Și eu am spus, bă, băiatul ăsta a spus așa. M-a deranjat pe mine. El s-a supărat în mare parte, că el nu se bagă în discuțiile tale cu el. Știi? Tu când vorbești cu el, noi te respectăm. Noi te respectăm. Dacă el era prieten cu poate el, că sunt prieten. Noi te respectăm și te lăsăm să-ți vorbești și să spui tot ce vrei dacă cu el. Dacă ești prieten, bagă-te. Dar nu mă bagă, sunt discuțiile tale, frate. Ce treabă? E, și asta... Da, frate, Mari e prietena mea, frate. Da. Eu cu Mari suntem prieteni. Da, mă, dar nu știu. Să fac un iubit, nu e ok. Eu, uite, eu acum am încetat cu comunici, ca idee. Da? M-a încetat. Uite, îți garantez că ea nu are nicio treabă cu mine. Nicio treabă. Îți garantez că n-are cum să fii supărat, pentru că eu o cunosc. Nu așa și... Vezi, suntem apropiați toți trei. Păi da. Eu nu sunt așa de apropiat deocamdată de tine, frate, ca să ne permitem să ne băgăm în discuții da, unul altuia. Poate peste o lună, eu îmi permit să mă facem chestii împreună, mergem, ieșim. Eu îmi permit să mă
bag în discuție pentru că Mari ți-a zis, este apropiată de mine. Dacă întrebăm acum, cine mai apropiată de mine sau de tine, zice că de mine. Păi normal că de tine, te cunoaște mai de mult timp. Pe mine mă știe de 2-3 săptămâni. Dar dacă tu așa ești de fata asta, fata asta nu trebuie să știe cine ești tu. Păi ce am zis de? Că nu merită un cadou. Că nu sunt eu genul să fac cadouri. Da, tu faci mașini. Asta. Mașini. Da, nu fac de asta. De asta nu cadou în mașină. Că alea sunt cadouri, astea sunt gesturi care le faci. Și cu Leo de la Strehaia, bă. Păi da. Leo de la Strehaia. Mergem la spitală. De ce plec? E doar așa tare? Am vrut să mă duc cu ea la spital, dar nu m-a lăsat. E supărată? Da, pe Jador. De ce? E cel mai fals. Eu am crezut că e prietenul meu, dar nu. Am văzut câteva neînțelegeri astăzi. Mariana? Andreea? Ce s-a întâmplat? Dacă mi s-a zis să tac, trebuia și eu să tacă. Să-mi facă prin semnul de ești murdar. Atât. Am o cutiuță. S-ar trebui să știți ce se află în ea. Este o decizie în ceea ce-i privește pe favoriți. Poate să fie de bine sau de rău. Favoritul din această săptămână din casa băieților Nu lăsați oamenii să mă permit să se mai ia de mine, să se zică cineva să tag, să mă comport ca o zeiță cum sunt. Unii din ei, că sigur sunt mulți și alte lucruri. Ca toți avem și da, fani da. Și antifani. Da, mă bucur că sunt lucruri care și învăț din ele. Rău că nu le-am trebuie să-ți dai părere, normal. Că de asta mi-a părut rău că mai foarte mult m-ai ascultat. Și m-ai înțeles. Și a motivat chiar fiecare reacția ta. Și nu mi-a vrut să repet că am spus atunci. Am înțeles. Te-am învățat de bine degeaba. Eu spre binele tău am zis. Tu ai crezut că Mari m-a pus. Dar nu m-a pus Mari. Eu am spre binele tău că și am văzut că îți place de ea. În niciun caz, gen să vorbesc eu ca să... Domnule, ce treaba mea cu Mari? Bă, cel mai bine vedem fiecare. N-am treabă cu el, dar păi cu Mari. Fiecare să-și vadă cu fata care vrea să vorbească, nimeni nu se mai bage unul peste altul. Dar nu s-a băgat frate nimeni peste ce avem cu Mari, ți-am zis, sunt prieteni cu ea. Și dacă voi nu acceptați ca, gen, iubita ta să aibă un prieten, e grav. Eu nu accept ca iubita mea să aibă prieten. Bărbați. Atunci bagă-o în cușcă, cum o băgați Zănoagă pe Simina acolo sub scară și stai acolo. Păi poate seamănă cu Zănoagă. Mari n-ar sta niciodată cu tine. E problema ei, asta e alegerea ei. Bă, opinia mea, la cum o cunosc. Asta e alegerea ei. Și nu zic cu răutate, dar chiar da, asta e alegerea ei. Dacă mă place, stă cu mine dacă vrea. Dacă nu, poate să-și găsească pe cineva. Bă, eu zic așa, să nu ne ieșim niciunul între noi. Fiecare își vede de treaba lui. Că vă iau și vă palmuiesc deloc. Vă dau dinții mei. Nu trebuie să se ajungă până aici. Voi urât, frate. Să se enervează unul pe altul, trebuie să zici, de exemplu, las că vedem materialul, dacă a fost. Și gata. Eu să vezi material, știți că ce. Eu sunt mutu ce tac și fac. Dar tu cum ai înțeles? Că și tu erai acolo. Acum bei din sticla? Eram acolo pe strici și parcă el ți-o să-i faci cadouri și tu ai zis că nu faci. Nu ești genul care face cadouri. Da. Într-adevăr ai dat exemplu cu mașină casă că astea-s cadouri. Și de acolo nu știu că nu mai țin minte dacă ai zis exact cuvintele. Dar știu cum a fost discuția asta. Păi așa a fost. O să se facă că nu o să simtă ceva. Da, și după aia ai zis că gen... Ceva, da. Nu merită că se joacă cu mine și cu Bogdan și de asta nu merită ea. Sau și dacă, nu eu știu cum, că uite, poate nu te referi la asta, dacă să lămurești și să fie limpede. Da. Și dacă ai fi zis,
Nu că nu merit. Nu simt să-i fac cadouri. Păi asta zic, că nu simt. E, dacă îi sui așa... Dar n-am simțit la nicio fată, frate. Adică e, dar stai să zic, știi cum se interpretează? Bă, nu simt să-i fac cadouri, ai zis că să joacă cu Bogdan și cu Jador. Da. No, nu simt să-i fac cadouri că să joacă cu Bogdan și cu Jador. Sinonim la nu simt, nu merită ca să joacă cu ei, știi? Se interpretează. Da. Dacă schimb, simt cum merită tata la contextul. De ce nu? De ce nu simți? Pentru că nu merită, știi? Dar a spus că ne-i plac femeile. Nu, 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 eu mi-am dat seama cât vorbesc. Ia ce se place pe ea, mă. Ia când, a, lipsă, a, când a venit aici, a spus că ei nu-i plac femeile. Nu are cu cine vorbește. Păi dacă o compătimești, nu-i bine. Uite de aici, te faci toate felurile. Dacă vorbești urât, urlă și strigă peste tine. Deci cu asta n-ai... Eu zic că e fac femeile, că mă mângâiat pe piciorul meu, ce sexy sunt. Auzi, Andreea? Până să-și revină. Lanțul pe ea și scoți pe gură. Și gata. Apă și mâncare cu porția, că e mai bine. Vă dați seama cât rotat e zacinea, dacă și-a amintit de acum 3 săptămâni ce-o spus în gală, ce-a zis, și iar a mai repetat încă o dată. Chiar nu pot să înțelegi. Nici. Nu pot să înțelegi așa ceva, crede. Nu, nu, dar ți-am spus că n-am întâlnit. Pot să înțeleagă. Deci oameni. Chiar n-am întâlnit. Aor. Andreea, bată. Bată-ne. Mamă, vei că o bat acolo pe scări. Bă, dar ce tot trimite pe asta? Nu înțeleg! Bă, mare cuplu ce o să facă cu ea? Unul dintre ei acum le spun.